Lumina aparent aici s-a făcut întunericul. Spuneți. Referitor la această frică despre care ați vorbit, de instinctul de supraviețuire, mă rog, alătura între frică și instinctul de supraviețuire. Instinctul de supraviețuire are rolul său, nu? Foarte important. Foarte important. Dar spuneți în același timp că el, fiind dezechilibrat, ne poate ține pe loc. Da, este corect. Ceva, nu? Da. Noi trebuie să vedem și se află până, în ce punct, până în ce punct instrumentul sau vehiculul, oricare ar fi el, ne poate ajuta. Cred că sunteți de acord cu mine că dacă avem de traversat un râu, ne vom folosi de o barcă sau de o embarcațiune sau de un vehicul. Vom face ceva, chiar și de un buștean, nu? Încercăm. Dacă apa e mai iute, ne este greu să notăm și ne folosim să trecem dincolo un instrument. Da? Un vehicul. Da? E bine, trebuie să realizăm că am lăsat după aceea bușteanul jos pentru că nu mai este de folos acum când mergem pe câmp. Pentru că nu mai avem de traversat. Noi nu cărăm barca în spatele nostru. Da? Nu are rost să trăim frica. Că ne-ar fi rău acum. Că noi, de fapt, am scăpat de amenințarea apei. Problema este că, în subconștient, o ființă ar putea gândi în felul următor. Este bușteanul meu. L-am găsit. L-am găsit. M-a ajutat. Îl iau, strâng în brațe încă o dată. L-am mai strâns și pe parcursul râului. Da? Ne iubim acolo puțin și pot să-l las aici. Mi-a fost de folos. Da? Da? Și începem să realizăm dialogul așa cum facem, cum știm de foarte multe ori că facem, cu multe lucruri de care ne atașăm. Da? Dar orice atașament duce în ultimă instanță la fortificarea fricii, la fortificarea instinctului de supraviețuire. Pentru că orice atașament este conectat cu frica de a pierde ceea ce ți-a fost de ajutor, ceea ce ți-a plăcut sau te-a susținut. Lăpticul m-a mâncat. Da? Și atunci tu trăiești în angoasa, în anxietatea produsă de posibila lipsă pe care ai putea o trăi dacă bușteanul, vehiculul, bărcuța, calul, purcelul și așa mai departe nu ai mai avea în viața ta. Viață pe care tu ai centrat-o în sentimentul siguranței tale de toate aceste lucruri. Da? Și atunci atașamentul este sursa perpetuării instinctului de conservare. Dincolo de normal. Dincolo de normal. Și când spun normal, mă refer acum la acel instinct pur, integrat, chiar în subconștientul speciei umane, se mai exprimă așa, care este capabil de a se adapta adesor instantaneu, nefiltrând chiar impulsurile minții raționale. Este ca o inteligență a speciei care îl face pe el să se adapteze, să se reconfigureze. Și acest instinct este natural. Este subconștient, exact precum instinctul de adaptare, de supraviețuire în cazul speciilor animale. Da? Dar dacă noi ca om continuăm să amplificăm prin mental ceea ce de fapt este doar propriu unei anumite structuri mentale inferioare, cum este subconștientul, noi atunci începem să acroșăm în sfera conștientului tendințe, obiceiuri și false identificări care ne pot conduce la mari condiționări. Atașamentul fiind o astfel de cauză. Și acum începe să identificați sentimentul de disconfort și de amenințare pe care dumneavoastră îl aveți în viața de zi cu zi. Pentru că dacă îl veți recunoaște, veți vedea că acolo ceva
din planul acesta al supraviețuirii este agresat și simțiți nevoia să reacționați într-un mod emoțional, specific. Veți fi capabili să surprindeți, deci conștient, reacția care o aveți față de un ceva care ar putea să fie amenințat să dispară. Și atunci veți începe să întrebați, cine este acum cel care, să zicem, simte această suferință a pierderii? Și veți remarca cu ce anume vă identificați, ce aspect din dumneavoastră. Și încet, încet vă puteți disocia, pentru că în acest moment clar este mai multă conștiință în joc. A apărut conștiența chiar și filtrată prin minte a unui martor, puțin mai sus, care spune, măi ce fraier, am luat buștanul acasă, l-am băgat în magazin și a putrezit. Am ocupat și locul de magazie, puteam să-mi iau o bicicletă, să mă plimb pe aici, pe pământ. Și mi-era bine. Am ținut buștanul ăla, n-am mai trecut niciodată râul, dar totuși eu m-am atașat de el și am cărat buștanul acasă. Ba mai mult decât atât. Vreau să vă spun un lucru. Buștanul acela a căzut pe coada pisicii mele minunate, care câștiga concursuri și era, primea premii de frumusețe. Și acum i s-a rupt coada. Și are așa, stă așa. Eu nu mai am pierd și bani de pe urmă. Și prietenii mei spun că-s nebun. Și continuăm să vedem unde ne-a dus pe noi atașamentul față de situație. Vedeți că ea are și urmări. Și începem să ne întrebăm. A fost bine? N-a fost bine. A fost bine? N-a fost bine. Da. Nu am intrat în jocul acesta dacă ar exista o percepție oarecum justă a lucrurilor. Orice instrument este folosit atâta cât este necesar. El oricum intră sub implacabilitatea legilor formei. Orice instrument se deteriorează. Corpul nostru fizic, dragii mei, se deteriorează. El este aflat sub legea manifestării planului fizic, unde totul este supus datorită unor condiții, unor forțe și influențe, care produc o mai grabnică sau mai lentă deteriorare. Și așa stau lucrurile cu corpul nostru fizic, care este doar un vehicul. Vehicul care este amenințat de ceva aparent din exterior sau aparent în apropierea noastră, și atunci noi percutăm foarte rapid cu temerile noastre, cu fricile noastre, și fortificăm, și fortificăm, și fortificăm sistemul nostru, instinctul nostru de supraviețuire. Ne atașăm, ne conservăm în propria matrice. Ne rigidizăm într-un sistem de credințe, da? Și, vă spun, cel mai greu de descompus atașament, cel mai greu de dezintegrat atașament, este atașamentul față de o idee. Atașamentul față de un mecanism mental. Atașamentul față de o ideație sau față de o valoare complexă care are un anumit sistem de reprezentare foarte profund. Este foarte greu. Mai ușor este să te detașezi de ideea, e, da, într-adevăr, un mouse, da, wireless. I-a fost util. Dar hai, mi l-ai cerut, ce să fac? Nu ai, îți trebuie, e important, ia-l. Da? Deci e mai ușor. Dar îmi este foarte greu să mă detașez de ce înseamnă ca idee și de ceea ce produce instinctul de proprietate. Deci este al meu. Este al meu. Este al meu și de aici, de la al meu, e greu de extras. Da? Pentru că lumea lui al meu, eu și al meu, este lumea comună. Este lumea în care ne regăsim marea majoritate. Și ne-am configurat, ne-am fortificat în toate reprezentările care au întărit eu-ul, personalitatea, ego-ul
care vrea să dețină controlul asupra a ceva din natura sa sau din natura exterioră. Spiritul permanent liber, evanescent, spune altceva. Și eu sunt pretutindeni. Catch me if you can. Eu sunt pretutindeni. Aș putea să fiu și sunt, dar nu mă știi. Sunt aici, în ființa ta. Dar sunt liber. Nu mă prinzi așa ușor. Ca să mă prinzi, îți trebuie o condiție specială. Nu poți spui, uite, ăsta mi-este spiritul. Nici n-ai de unde să mă prinzi, nici n-ai de unde să mă agăți. Cum pornești în această căutare? Ne râde de undeva de sus, parcă spiritul. Cum pornești? E ca o permanentă provocare. Cum pornești? De unde mă iei? De unde mă iei? Cum mă agăți? Cum mă agăți? De păr. Pofim? De păr. Da, de păr, de spirit și intrarea lumină, da? Sună foarte frumos ca reprezentare. Vă dați seama că noi astăzi am vorbit despre ceva absolut abstract. Da? Și continuăm să facem asta după 6 întâlniri. Continuăm să prezentăm lucruri abstracte. Da? Și continuăm să venim. Este foarte interesant. Ce ne animă în povestea aceasta? Dacă nu, o anumită reflexie a întrezării în ceva care totuși este real din moment ce corpurile noastre fizice, concrete, sunt aici. Deci, corpul nostru fizic zice, da, mă deplasez, vin din București, din Constanța, vin din Brașov, de la anumite distanțe, vin ca să ce? Ca să aflu ce, la urma urmei? Niște chestii absolut abstracte, concepte, ideații, gânduri, speculații, filozofie. E o întrebare. E bine, vreau să vă spun, în corpul dumneavoastră s-a amprentat ceva. Spiritul a amprentat ceva acolo. De corpul poate să spună, mă ambalez, mă duc, fac, ajung acolo. Da? Este un ceva care animă acest corp. Da? Începeți să recunoașteți și puterea lui de accept. Da? Atât în bine, dar și în cele care trupul le fortifică în mai puțin bine. Înspre condiționarea naturii umane. Și veți vedea, deci, instinctul de supraviețuire este binefăcător. Dar de ce nu am lăsat să funcționeze în sensul în care tot el se reducă în supraviețuirea veșnică în spirit? De ce nu am pune așa problemă? De ce nu am găsit o reflexie a instinctului de conservare și supraviețuire din corp care să dea o scânteie, da, să aprindă un motoraj care spune de aici din corp, da? lucrându-l, mă inserez în spațiul eternității divine. Intuind faptul că implicit acest corp ar putea să fie străluminat, perfecționat, atingându-și condiția sa de glorie, de lumină. De ce nu am merge cu translatând, da? Purificând și sublimând supraviețuirea în supraviețuirea în spirit. Da? De ce nu am merge și am translata instinctul satisfacției, plăcerii, bucuriei de aici, din planul 2, în reflexia aceluiași plan, unde? În beatitudinea cosmică. În fericirea extatică, necondiționată. De ce? De ce nu am extinde? Da? De ce nu am extinde? De ce nu am preluat îngustimea, fortificarea, puterea focului care aprinde energia lui Manipura, da? A ego-ului, a personalității noastre, pentru a extinde și a insera întreaga ființă în spațiul universal. Pentru că, vedeți dumneavoastră, ego-ul ăsta încearcă să facă aici, în această lume. El încearcă să se insereze aici. De ce nu am folosit, da? Structura personalității noastre pentru a insera totul în spațiul conștiinței divine? De ce nu? Ne putem întreba. De ce nu? De ce mai puțin de atât? Din moment ce știm că este posibil. De ce nu am luat iubirea aceasta, da? Iubirea aceasta chiar fizică, concretă, materială, instinctul acela de
apropiere, de cuprindere, de îmbrățișare. Pentru a-L extinde în infinit. Cuprinzând totul, egal. De ce? De ce nu? De ce să fie mai puțin? Da? Și continuăm. Și continuăm. Deci, vedeți, fac acest exercițiu pentru că, sigur, pe noi ne interesează ceea ce este aici și care ne încurcă. Dar aș vrea să realizați următorul lucru. În egală măsură trebuie să ne ocupăm de ce ne încurcă și în egală măsură trebuie să și deci să ne descurcăm, da? Cu ceea ce ne încurcă, da? Bine este spus, da? Deci ceea ce ne încurcă începem să le descurcăm pe aici, prin prejur, da? Dar în același timp sunt aspecte în ființa noastră care n-au fost încurcate niciodată, dragii mei. Înțelegeți lucrurile? De ce nu am creat reprezentarea de raportarea ființei noastre într-un spațiu al conștiinței care, în realitate, nu a fost niciodată încurcat, niciodată nu a fost limitat, niciodată nu a pătimit, niciodată nu a fost cumva umbrit, tensionat și chinuit. Într-un spațiu unde totul este așa cum trebuie să fie. Într-un spațiu în care ne regăsim spațial, veșnici, etern, infinit. Acesta este spațiul conștiinței de sine. Spațiul al conștiinței de sine care se deschide și se lasă din ce în ce mai cuprins de viziunea de sus în jos care apare. Da? Din planurile superioare ale conștiinței, din planul Sazdara, din planul Iarașna, din planul Ivișuta, din planul Ianahata, începem să producem, da, această, aș putea spune, introdeschidere. Da? Deschiderea cumva te duce spre ideea unui spațiu care trebuie deschis în exterior. Vorbim însă despre o introdeschidere, ca o continuitate a unui proces care prin el însuși se continuă. Și anume, lumina care pătrunde, deschide, pătrunde, deschide, pătrunde, deschide, pătrunde, deschide. Deci nu uitați, procesul spiritual, transformarea spirituală, devenirea are de a face, sigur, și cu tot ce a fost. Și sunt căi spirituale care pun accent pe analiza a tot ceea ce este și luăm la puricat ego-ul și dăm palme la fund și îl anihilăm și dăm în cap și chinuim și mintea asta care nu e disciplinată și o întoarcem pe toate părțile și dăm și emoțiilor tot așa la cap, mai ales celor rele. Și de asemenea și corpului fizic, îl siluim puțin. Da? Austeritate, flagelare, chin. Da? Și spunem, astea sunt rele, că ne chinuie. Și nu putem ajunge acolo în spirit, în lumină, da? Pentru că ne fac să gravităm aici în jos, pe pământul ăsta, unde suntem mlăștiniți. Da? Deci este o viziune. Sunt multe căi spirituale care fac acest lucru. Cred că realizați. Da? Dar sunt și alte căi spirituale care se ocupă eminamente de recunoașterea luminii. Și atunci, dacă te ocupi de lumină, umbra dispare. Dacă te ocupi de ce este Dumnezeu, Dumnezeu, pe Dumnezeu îl vei recunoaște și îl vei regăsi. Nu? Este firesc. Și la modul cantitativ și la modul calitativ. Cu cât mai multă divinitate vezi prin ochii tăi din ce în ce mai luminoși, cu atât ești scăldat de divinitate. Este procesul aurinii pe dinăuntru. Este procesul acesta al iluminării pe dinăuntru. Da? Pentru că lași și recunoști. Și recunoști această lumină. Da? Pe aici, pe jos, pe aici, pe jos, da? Sigur, vom trăi mult și bine.
impurificând, curățând, impurificând, curățând, impurificând, curățând, impurificând, curățând, da? Păcat, plătim indulgență, păcat, răsplătit, păcat, iertat, păcat, iertat, păcat, iertat. Și ne jucăm așa. Ne continuăm joaca aceasta. Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, tot continuă, tot continuă. Să ne țină pe această orizontală. Justificându-ne că ceea ce facem noi are. Deci, în aspectele, v-am spus, în aspectele oarecum condiționante. Nu vorbim de darurile, de transformările spirituale produse prin trezirea de plină a centrilor 1, 2, 3, 4. Mă refer la zonele de umbră ale acestor centri de forță. Da? Și atunci, sigur că veți remarca că și modelul căutării spirituale se desfășoară pe aici. Da? Într-un mod compensator. Da? Într-un mod dual. Am greșit, nu nimic. Post. Da, m-am curățat puțin. Ies din nou în lume. Iar am dat-o în baltă, pentru că am vorbit urât. Post și rugăciune. Iarăși. Și continuăm. Nu se prea rezolvă povestea. Pentru că deja mentalul s-a atașat de un mecanism. El va perpetua foarte mult. Va perpetua continuu mecanismul acesta al spălării, murdăririi, a spălării, murdăririi, a spălării, murdăririi, a spălării. Asta știe să facă. Mintea tot timpul va încerca să spele, pentru că ea se plasează și pe rolul de analist, de conștient, uneori de martor, chiar și mai puțin detașat. Toți facem aceasta. Toți am căpătat abilități de a deveni și martori. Sunteți de acord cu mine, da? Și atunci, într-un mod compensativ, vine mintea aceea mai luminoasă puțin. Noi ne spune, uite, aici ai greșit. Hai, fă tu ceva bun astăzi. Și, bun, continuă. Dar, la un moment dat, constați că nu ai resurse, ai uitat, ai pierdut din vedere. Iar se produce un fenomen de cădere. Și tot așa. Și mintea ne joacă. Vedeți, mintea ne joacă într-un mod compensativ. Nu s-ar mai produce lucrul acesta dacă am cuplat direct la stăpân. Aș putea spune că decât să facem din minte un servitor incompetent, mai bine să facem din minte și din intelect servitor competent. Să ne servească, să ne ajute. Dar aceasta o putem face prin trezirea conștiinței. O putem face lăsând puțin mintea la o parte. Și deci, metodele care presupun, mai ales pătrunderea conștientă în planurile triade centrilor de forțe superiori, deci triade centrilor superiori, Vishuddha, așa, 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 presupun mai ales accesul la această stare de a fi, da? Care lasă loc a ceea ce este, să fie pur și simplu neintermediat de minte.